Patru apartamente din fostul bloc cu bulină vor intra în zestrea municipiului Roman și vor fi cedate ulterior către medicii care vin din alte orașe și doresc să lucreze la Spitalul Municipal de Urgență Roman. Trei dintre apartamente au fost deja cumpărate, iar pentru ultimul s-a cerut aprobarea Consiliului Local în ședința de joi 21 aprilie. Fostul bloc cu bulină a fost reabilitat cu bani de la stat, însă proprietarii apartamentelor au obligația de a restitui la terminarea lucrărilor de intervenție sumele alocate din transferuri de la bugetul de stat și bugetul local pentru execuția lucrărilor în rate lunare egale fără dobândă, cu o durată de rambursare de până la 25 de ani de la data recepției terminării lucrărilor de intervenție. Unii proprietari au dorit să renunțe la respectivele locuințe. În blocul în cauză au existat 4 cazuri de solicitări de preluare a imobilelor de către municipiul Roman, pentru 3 fiind finalizate procedurile de preluare. În acest moment a fost finalizată și procedura de expertizare pentru cel de-al 4-lea apartament. Evaluarea făcută de specialiști arată că apartamentul cu 2 camere va costa 37.047 de euro, adică 164.630 de lei.